calea spre aflarea adevărului absolut se află înscrisă în destinul fiecarei forme de existență din interiorul întregului univers. Omul are în urma sa milioane de ani de evoluție, prin parcurgerea celor trei regnuri de manifestare a lumii obiective. La început a fost piatră, apoi plantă, animal și, în sfârșit, aici pe această planetă, ca vârf al evoluției sale, se află în stadiul de făptură umană. Toate aceste forme de existență au ca fond una și aceeași energie cosmică, numită și adevăr absolut sau Dumnezeu. Pentru a înlesni și mai mult înțelegerea, o mai putem numi și viață, adică viul existent, mai mult sau mai puțin sesizabil, în cele trei regnuri de care aminteam anterior. În ceea ce privește materia brută, stânca de pildă, în aparență fără mișcare, ca ceva inert, mort, realitatea este cu totul diferită. Oamenii de știință au demonstrat că în interiorul fiecărui bob de nisip există o necontenită mișcare. Or, această mișcare, prin energie proprie, se manifestă într-o perfectă coerență, care permite menținerea întregului. Și în piatră aflăm, deci, mișcare permanentă, adică viul în acțiune și, la fel, inerenta sensibilitate. Lovirea sau brutalizarea unei pietre o face să sufere și să se vaite de durerea provocată de un factor exterior. De asemenea, frigul sau căldura excesivă o impresionează în mod negativ ca pe oricare altă făptură vie. Desigur, toate acestea nu pot fi percepute la nivelul nostru de vibrații. Prin urmare, viața sau viul existent peste tot și în toate câte există se află în aceeași măsură și în piatră, la fel cum se află și în noi, oamenii. Această energie universală și perfecțiune absolută, datorită existenței sale ca fundament a toate câte ființează, este cea care face să funcționeze totul. Ceea ce ne deosebește pe noi oamenii de toate celelalte forme existențiale este doar aparența, forma exterioară, prin natura ei de o diversitate infinită. Acel atom de existență divină, existent în fiecare ins în parte, ne unește nu numai cu semenii noștri, ci și cu toate formele de manifestare obiectivă aflate în întregul univers. Acea particulă spirituală din piatră
va ajunge și ea cândva, prin procesul îndelungat al evoluției, într-un corp omenesc. Trecerea de la o existență la alta sau de la un regn inferior la altul superior nu poate avea loc decât prin suferință și moarte. Se moare într-o formă și se înviază într-o altă formă superioară de funcționare. Nicăieri în necuprinsul univers nu există forme statice. Totul se află într-o permanentă mișcare și constantă evoluție. Creația divină nu a încetat niciodată. Imperfecțiunea este în mod continuu impulsionată spre desăvârșire de către scânteia divină comună tuturor formelor existențiale de manifestare, deopotrivă vizibile și invizibile. Întâlnirea omului cu el însuși, pe care încerc să o prezint în această lucrare, este rezultatul unor experiențe personale la care poate avea acces fiecare ins în parte. Iar pentru aceia care n-au avut posibilitatea să cunoască vreuna din cărțile apărute mai înainte, voi expune pe scurt fenomenele care mi-au marcat existența în ultimele decenii. La vârsta de 32 de ani, urmărit fiind de către organele de securitate, ca sute de mii de alți români considerați potențiali dușmani ai regimului comunist, am fost nevoit să trăiesc ascuns într-un pod întunecat vreme de circa 2 ani și jumătate. În tot acest timp am cunoscut și practicat fenomenul de dedublare sau decorporalizare. La data respectivă nu posedam niciun fel de informații asupra unei asemenea posibilități. Impresionat de ineditul acestui fenomen, declanșat spontan, am trecut la practicarea lui prin efort de voință și concentrare. După verificarea minuțioasă pe plan fizic a veridicității descoperirilor făcute în afara corpului carnal, am trăit o nouă surpriză: contactul cu lumea celor decedați. Iată câteva descoperiri din acea lume, devenită pentru mine mult mai reală decât cea legată de factorul somatic. Deplasarea în acea lume, paralelă cu lumea fizică, se face în funcție de intensitatea dorinței. Iar relația și comunicarea între suflete se înfăptuiește într-un singur limbaj, și anume gândirea. Toate lucrurile pe care ni le dorim, o bijuterie, o haină, o mașină, o casă, etc., le putem avea folosindu-ne imaginația. Însă renunțăm ușor la ele, văzându-le inutilitatea.
adresându-mă unui Dumnezeu impersonal. Am cerut să mi se dezvăluie încarnările anterioare. La solicitarea mea, mi s-a descoperit un număr de 4 încarnări legate de epoci diferite. Nici una din acele încarnări nu semăna cu actuala mea înfățișare fizică și astrală. În continuare, am avut posibilitatea să cunosc cu anticipație întâmplări, fapte și evenimente din această existență, care s-au petrecut pe parcursul a 2-3 ani cu exactitate perfectă. Încurajat de noutatea fenomenelor pe care le trăiam în mod direct, am dorit la un moment dat, pur și simplu, să întâlnesc pe Dumnezeu. Pentru mine, la acea dată, Creatorul lumii era imaginea oferită de către religia creștină. M-am născut și am crescut privind icoana de pe perete, care reprezenta divinitatea în ipostaza Sfintei Trinități. Cu toate acestea, de fiecare dată m-am adresat unui Dumnezeu nu sub înfățișarea unui chip de om, ci la ceva impersonal. Și, odată desprins de corpul carnal, aflat deci în corp astral, mă adresez cu o rugă fierbinte. Doamne, vreau să te întâlnesc. Te rog, ajută-mă. Am pornit ca un bolid spre slăvile cerului. La scurt interval de timp de la pornire, iată că un corp s-a desprins de mine printr-un ușor zgomot. Au urmat încă alte 2 desprinderi în același mod. În final, m-am oprit. Eram doar un punct luminos, ca un vârf de ac sau un atom. În interior mă aflam eu, ca stare de pură conștiință. Pe bolta unui cer luminos și în jurul meu se vedeau puncte asemănătoare mie, distanțate unele de altele. Oare, îmi zic eu, acele puncte sunt vii, la fel ca mine? 2 dintre ele au făcut o deplasare, apreciată de mine cam de 40-50 centimetri, cu scopul vădit de a răspunde la nedumerirea mea. Nu știu cât am stat în acea ipostază, pe care aș putea să o numesc de asemenea stare de mulțumire atot cuprinzătoare. În mine nu mai era loc de nimic altceva. Apoi, fără vrerea mea, am revenit instantaneu în corpul fizic. În continuare, intelectul a preluat desfășurarea întregului fenomen și a început să judece după propriile calapoade educaționale. Dar, după o profundă meditație, am înțeles că
Dumnezeu era lumina existentă în fiecare punctișor de pe bolta imensității Universului. Acest experiment mi-a marcat după aceea întreaga existență. În anii grei de temniță care au urmat, aveam momente de adevărată fericire, prin simpla postură de pură conștiință. Ea contrasta flagrant cu acele condiții greu de imaginat pentru cei care nu au cunoscut acele grele încercări ale sufletului omenesc. Acum, după scurgerea a 4 decenii, mă întreb câți oare au înțeles că întreaga suferință din acele vremuri de grele încercări, nu numai pentru cei întemnițați, ci și pentru o mare parte din restul populației, au fost pentru noi, în folosul nostru, și, cândva în trecut, determinate de noi înșine, prin diverse fapte reprobabile. În fond, ce este suferința decât o baie binefăcătoare pentru purificarea sufletului? Și noi, cei implicați în acest îndelungat proces de evoluție morală, cum răspundem? Ce altceva este cârtirea, neacceptarea, revolta, dacă nu o formă de lepădare a crucii pe care o merităm cu prisosință? Înțelepciunea ne sfătuiește, ne îndeamnă și ne ajută în același timp să urcăm drumul Golgotei. Acceptând cu smerenie toate câte ni le scoate în cale viața, în permanenta ei mobilitate. Acceptarea suferinței constituie un adevărat balsam pentru sufletul celui care plătește o nedreptate făcută de el cândva în trecut. Cu mintea și corpul fizic în care suntem întrupați, nu facem altceva decât să ne supunem legii universale a cauzalității. Suntem întrupați ca să plătim datorii, greșeli și păcate săvârșite în aceleași condiții în șirul de vieți anterioare. Deși nu ne amintim acele vieți, totuși să încercăm și acest mod de comportare. Vom descoperi singuri că orice încercare, atunci când este acceptată, își pierde din acuitate, este mai puțin aspră, patina suferinței mai ușor de suportat. Și în plus mai constatăm ceva, desigur mai greu de acceptat, dar nu imposibil. Acel agent karmic care ne chinuiește sau ne nedreptățește, cum ne place nouă să spunem, devine mai îngăduitor, mai blând, îndată ce atitudinea noastră față de el este mai înțelegătoare. Iubirea, cu adevărat, a presupusului vrăjmaș, determină adevărate minuni, până la transformarea pozitivă a acestuia. Dușmanul de ieri poate deveni un fidel prieten, doar prin simpla noastră atitudine față de el, desigur, dezinteresată.
după această largă paranteză, să revenim la derularea evenimentelor care mi-au punctat cursul vieții. În luna martie 1951, am fost silit de împrejurări să-mi părăsesc locul de claustrare voluntară, plecând la locuința mea din Brașov, unde am fost arestat. În decursul celor 5 ani și 6 luni de temniță grea, din care un an de muncă la canalul Dunăre-Marea Neagră, am avut puține evadări în lumea duhurilor. La eliberare, am cunoscut un cerc de spiritiști, condus de un medic. Ghidul astral al acestui cerc s-a recomandat sub numele de Antal. Învățătura dată de această entitate astrală a fost mistica creștină. Am fost îndrumați către rugăciunea inimii și viața de monah în lume. Apoi, el ne-a dat și câteva sfaturi privind cunoașterea de sine. Acest cerc a activat timp de 30 de ani, după care același ghid l-a desființat, spunându-ne în final: cine a ajuns la cunoașterea de sine, nu mai are nevoie de mine. După anul 1956, când am fost eliberat, am avut prilejul, prin intermediul acestui cerc de înaltă spiritualitate, să mă documentez asupra tuturor fenomenelor de parapsihologie. De asemenea, am studiat îndeosebi partea practică a tuturor religiilor. În final, m-am statornicit la rugăciunea neîncetată și la mistica religiei creștine. Pe lângă activitatea mea de contabil, prestată pentru câștigarea celor necesare existenței pe plan fizic, restul timpului l-am consacrat diferitelor practici, care toate promiteau mântuirea sufletului sau evoluția spirituală. Nemulțumit de activitatea haotică a minții mele, am dorit la un moment dat să duc viață de sihastru. Însă împrejurările s-au opus dorinței mele sincere de desăvârșire pe această cale. Și, din nou, rămas singur cu mine însumi, cu nenumăratele încercări de a depăși efemerul, latura meschină a tentațiilor cotidiene. Iată că, într-o bună zi, de undeva din profunzimea ființei, a apărut ideea de a renunța la activitatea minții pentru transformarea omului vechi din mine, de care eram nemulțumit. Dacă activitatea minții, mi-am zis eu, nu poate opera transformări radicale asupra sinelui meu personal, să încep cu inactivitatea mentalului. Efectele nu au întârziat să se arate, ele devenind tot mai vizibile. Cu ajutorul atenției lumină, doar întâmpinam reacțiile minții, determinate de provocările vieții în permanenta ei mișcare. Fiecare gând, imagine, dorință, teamă, ambiție, orgoliu, ură, doar iluminate cu ajutorul atenției atot cuprinzătoare,
nu urmăream niciun scop și nici nu așteptam vreun anume rezultat. Simplitatea întâlnirii cu toate acestea mă goleau pur și simplu, oferindu-mi pentru o clipă pacea sufletului. Cu vremea, gândurile cele mai insistente și-au pierdut energia și însemnătatea, iar în final, ele au dispărut cu desăvârșire. După circa 2 ani de zile de practicare a acestei simple întâlniri cu mine însumi, repet, cu totul dezinteresată, trăiesc un nou fenomen surpriză. Într-o dimineață, la trezire, observ cu vădită uimire că mecanicitatea minții își pierduse capacitatea funcțională ce o caracterizează. Adică, eu funcționam de acum ca un întreg. Corp, minte și spirit, prezent la prezent. Însoțit de o energie globală, nesusținută de ceva anume. Numai după trecerea a circa 2 ore mi-am dat seama că pe căi nevăzute se produsese fenomenul de spargere a cetății egoului sau eliberarea. Despre acest fenomen citisem destulă literatură. Dar una este să știi că există o asemenea operație asupra psihicului uman și altceva este când tu însuți ești pacientul asupra căruia s-a produs fericita operație. Din acea clipă, practica întemeiată pe credință religioasă și-a pierdut orice semnificație. La fel s-a întâmplat și cu fenomenul dedublării. Am început o viață nouă, cu totul diferită de cea anterioară. Concomitent, un îndemn profund, irezistibil, m-a determinat să scriu despre cunoașterea de sine, folosind versul. Mai înainte nu am avut asemenea preocupări. Pentru a ușura înțelegerea și trăirea personală imediată, pe loc, a temelor, acestea au fost însoțite și de explicații cu ajutorul prozei. Reamintirea practicării corecte a cunoașterii nu poate fi decât folositoare, atât pentru cel care o amintește, cât și pentru cel care o ascultă sau citește. Așadar, revenim asupra a ceea ce am explicat deja mai înainte, pentru a sesiza și alte nuanțe ale întâlnirii cu noi înșine. Atenția lucidă, globală și dezinteresată este unicul instrument de care ne folosim tot timpul la întâmpinarea reacțiilor mecanice ale minții proprii. O precizare se impune. Aici nu este vorba de atenția dirijată de voință într-un anumit scop sau interes,
ci de acea atenție care se declanșează singură la apariția zgomotului sau la apariția unui gând, unei imagini, unei dorințe sau a fricii. Fiind atot cuprinzătoare și iluminatoare, ea face ca ceea ce a apărut pe oglinda minții să dispară, fără a lăsa urme memoriale. În acea clipă de gol psihologic, se pierde noțiunea de eu și se realizează unitatea propriei ființe, odată cu integrarea în marele tot. Să mai precizăm că atenția este chiar manifestarea sacrului din noi, adică natura noastră divină, care, prin iluminarea minții, face să dispară întunericul și ne unește pentru o fracțiune de timp cu divinitatea. O minte cu adevărat sănătoasă nu funcționează decât atunci când este nevoie de ea. În rest, ea trebuie să tacă. Din această tăcere sau pace decurg toate binefacerile, atât la nivel spiritual, cât și pe plan fizic. În acel scurt moment de neclintire a minții, ego-ul își pierde atât energia, cât și însemnătatea fictivă de care este înconjurat. Iar corpul fizic funcționează în mod perfect, nemai fiind stingerit de gândurile haotice, stresante, cauzatoare de energii fragmentare și tulburare psihologică. Un alt element important în practicarea cunoașterii îl constituie înțelegerea intuitivă. Când mintea tace, prin iluminarea spontană a atenției lucide, scânteia divină din profunzimea ființei proprii ne oferă fericita îndrumare prin impulsuri intuitive, privind rezolvarea oricărei probleme de viață. În orice împrejurare de viață ne-am afla, să nu recurgem la compromisuri, privind respectarea adevărului obiectiv. Niciodată să nu folosim mantia minciunii pentru a camufla realitatea absolută a adevărului. Viața, prin însăși mișcarea ei, noutate de la o clipă la alta, ne este cel mai bun maestru, căci ea ne scoate în față o gamă variată de fenomene și întâmplări la care noi suntem datori să luăm atitudine. Și noi, discipolii ei, cum răspundem?
pur și simplu nu vrem să le vedem. Ne opunem sau fugim din fața lor. De fapt, toate câte ni le scoate în față viața, în eterna ei mișcare, ne sunt destinate nouă și sunt în folosul nostru. Datoria noastră este aceea de a răspunde prin acțiuni impersonale. Să împlinim, deci, pe loc, ceea ce viața ne cere cu acuitate în clipa respectivă, fără să ne gândim la interesul nostru personal, egoist prin însăși natura lui. Și, în sfârșit, cunoașterea ne mai cere ca o condiție sine qua non seninătatea interioară. Și această binefăcătoare armonie o putem realiza în orice împrejurare ne-am afla, dacă ne aducem aminte să ne întrebăm: sunt eu întreg aici, corp, minte și spirit? Și în această alternativă, tot atenția lumină este cea care ne ajută să ne realizăm integritatea ființei. Un alt factor esențial în procesul cunoașterii îl reprezintă, desigur, ego-ul, sinele personal, personalitatea sau conștiința de suprafață. De fapt, acest ego nu este o entitate de sine stătătoare, având un conținut propriu determinat. El împlinește doar anumite funcții de manifestare ale ființei umane. Prin urmare, el gândește, imaginează, judecă, apreciază, face analize, acumulează și păstrează informații, cunoștințe și experiențe. El condiționează și decondiționează, fiind depozitarul unui număr însemnat de amintiri, pe care, memorându-le, le permanetizează. Datorită acestei ficțiuni, ființa umană devine prizonieră a tot ceea ce știe, cunoaște și posedă. Ego-ul reprezintă natura falsă a ființei umane și el a luat naștere printr-o interpretare cu totul greșită, și anume, prin identificarea insului cu natura lui somatică și cu mintea, cu întreaga ei zestre memorială. Datorită acestei greșite interpretări, întreaga sa activitate se desfășoară într-un cadru limitat de egocentrism dus la extrem. Cunoașterea de sine nu este nici credință și nici metodă de pus în aplicare prin care se urmărește un anumit rezultat, interes, scop sau ideal. Așa cum am arătat încă de la început, practicarea cunoașterii pornește de la ceea ce este, adică
de la apariția în oglinda intelectului, a reacțiilor minții ca gânduri, imagini, dorințe, într-un cuvânt a manifestărilor egoului. Întâmpinarea acestora cu ajutorul atenției lumină duce la dispariția lor. Simplitatea acestor întâlniri face ca rezidurile memoriale ce ne-au adus la reîncarnare să dispară. Fenomenul, în final, fiind concretizat în faptul eliberării și, odată cu el, a integrității funcționale a ființei umane. Tot în vederea înțelegerii acestei modalități a întâlnirii cu noi înșine, să mai amintim că egoul este strâns legat de dorință. Așadar, nu există ego fără dorință, dar nici dorință fără ego. Adică, mama egoului este dorința, care îmbracă mii de fațete, una mai năzdrăvană decât cealaltă. Să mai spunem că nu există dorință sfântă, cum unii încearcă să ne convingă că ar exista așa ceva. Și iată de ce. Fiecare dorință, oricare ar fi obiectul ei, are întotdeauna în umbra sa teama. Teama de neîmplinire, de pildă, sau de pierdere a ceea ce posedăm deja, prin efortul depus în acest sens. Or, teama și sfințenia fac parte din dimensiuni diferite. Prezența uneia exclude cu desăvârșire existența celeilalte. Întrucât ne-am angajat să mergem pe urmele adevărului absolut, să mai precizăm că acest adevăr este indivizibil, iar bucățica de adevăr existentă în fiecare dintre noi are însușirile întregului, de care, de fapt, nu s-a desprins niciodată. Numai și numai întâlnirea cu El oferă practicantului posibilitatea transformării radicale a imperfecțiunii ce caracterizează făptura umană, aflată în stadiul de funcționare ca sine personal. Așadar, simpla întâlnire cu natura noastră divină înseamnă totodată și acțiune benefic transformatoare, nedorită, necăutată sau imaginată în vreo formă oarecare.